cum frații mei și profesorii mei de medicină, pe care îți sfătuiesc să mă caute în curtea lor, pot să vă spun că prin anii 2000 s-a luat premiul Nobel pentru... a luat un psihanalist care a reușit să demonstreze principiul transferului. Ce înseamnă transfer? Mă rog, faceți un efort de imaginație. Ăștia sunt doi oameni, sau două ființe vii, și eu am demonstrat că se poate face transfer de informații și energie între două ființe vii. Când era demonstrat pe șoareci, ce înseamnă informații și energie? Înseamnă că noi, oamenii, avem capacitatea de a transfera de la unii la alții gânduri, sentimente, instincte. Faptul că medicii în ziua de azi n-au înțeles asta este tragic. Pe mine, de exemplu, tatăl meu mie nu mi-a dat voie să merg la cenacul Facra al lui Adrian Ponescu. Și motivația lui, care la început mie mi s-a părut, adică nu mi-a convenit, a fost Dragoș, oamenii în grămadă își transferă instincte. Și o să ajungi să faci lucruri pe care nu e capabil să... adică pe care nu credeai că poți să le faci. Și mi-am dat exemplu unor oameni care sunt în cinematograf și care ia foc și când intră toți în panică. Tu poți să fii foarte, eu știu, să zicem, puternic până la un moment dat și după aceea să intri în panică doar pentru că sentimentul celorlalți sau panica celorlalți te afectează și pe tine. Deci, de exemplu, frica este un sentiment care poate să fie transmis la o persoană alta. Și sunt o grămadă. Noi. Principiul transferului spune că se poate transfera informații și energie de la o persoană la alta. Bun, la un moment dat, un prieten de-al meu m-a întrebat, doamne, nu cred. Mi-a zis, eu nu cred că există magie. Și... zice, pot să-mi demonstrez că există magie? Și am zis, crezi în telepatie? Absolut, ai demonstrat-o. Și eu am niște manifestări telepatice relativ la soția mea, parcă ziceam,